Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit o etalare de tarot foarte specială. Va fi o etalare interactivă în care voi va trebui să alegeți setul de cărți față de care simțiți o atracție mai puternică, astfel încât să aflați mesajul despre viitorul vostru partener sau parteneră. Cum va fi următoarea voastră iubită, următorul vostru iubit, cum va arăta următoarea poveste de dragoste din viața voastră. Pentru că aceasta va fi o etalare interactivă în care voi va trebui să alegeți setul de cărți care vă atrage cel mai mult pentru a descoperi mesajul pentru voi, am pregătit 3 pietre, 3 cristale, câte unul pentru fiecare set de cărți. Puteți să alegeți piatra albă, piatra mov sau piatra roșie. Alegeți cel set față de care simțiți o atracție mai puternică, acela va fi mesajul care se potrivește pentru voi. E foarte important să vă folosiți intuiția ca să descoperiți mesajul care este potrivit pentru voi. Bun. Și acum să extragem cărți care să ne arate cum va fi următorul vostru partener sau parteneră. Cărți care să ne descrie această persoană, viitorul vostru iubit sau iubită. Hai să vedem pentru grupul numărul 1, pentru grupul numărul 2 și pentru grupul numărul 3. Și din aceste de cărți o să extragem mesaje care să ne arate cum o să fie relația voastră cu această nouă persoană care o să vină în viața voastră, cu următoarea voastră parteneră, cu următorul vostru partener, cum o să arate această relație. Mesaje pentru grupul numărul 1, mesaje pentru grupul numărul 2 și mesaje pentru grupul numărul 3. Bun. De la oracolul de lună o să scoatem mesaje suplimentare pe care trebuie să le știți referitoare la această persoană sau la această relație pentru grupul numărul 1, 2 și 3. De la oracolul îngerilor și al strămoșilor o să scoatem mesaje suplimentare referitoare la această persoană sau această relație pentru grupul numărul 1, 2 și 3. Și de la oracolul universului, din susținerea universală, mesaje suplimentare referitoare la această persoană sau la această relație pentru grupul numărul 1, 2 și 3. Și acum că avem cele 3 seturi de cărți, cele 3 mesaje pregătite, va trebui să faceți alegerea. Pentru grupul numărul 1, cu piatra transparentă, grupul numărul 2, cu piatra mov sau grupul numărul 3, cu piatra roșie. Dacă nu știți care set de cărți să-l alegeți, niciun număr sau nicio piatră, niciun set de cărți nu vă atrage în mod special, trebuie să vă folosiți intuiția. Puteți acum să puneți pe pauză videoul, închideți puțin ochii, respirați adânc, vă goliți mintea de gânduri și în momentul în care deschideți ochii, setul de cărți care va atrage prima oară privirea, acela conține mesajul pentru voi. Și acum să vedem pentru numărul 1, pentru cei care ați ales această piatră albă, transparentă, acest cuarț, care sunt mesajele, cum va fi următorul vostru partener sau parteneră. Hai să vedem, avem asul de inimi, o carte care combină în ea energia împăratului și a regelui de spade, o carte care combină în ea energia diavolului și a cinciului de bâte, o carte care combină energia cavalerului și a pajului de inimi și treiul de monede. Ok, foarte interesant. Hai să vedem cum este portretul viitorului vostru partener sau parteneră. Păi, în primul rând, cu asul de inimi aici știm că va fi o persoană foarte creativă, foarte emotivă
și că nu va ezita să facă primul pas, să inițieze o legătură romantică, să inițieze discuții despre sentimente, despre emoții, despre romantism. Cu energia împăratului și a regelui de spade, care se uită aici către acest as de inimi, tind să spun că această persoană va face primul pas. Veți fi abordați de această persoană, că este bărbat, că este femeie, indiferent, cealaltă persoană va face primul pas și vă va aborda și va dori să inițieze ceva cu voi. Pentru că regele de spade este un rege foarte calculat, foarte strategic, care își face un plan de acțiune și ajutat de energia împăratului din spate, va porni la război, va mărșălui către voi, va face orice ca să vă cucerească, ca să vă obțină afecțiunea. E posibil ca această persoană să fie un berbec sau un capricorn sau să aibă anumite plasamente planetare importante în berbec sau în capricorn. Chiar dacă nu are zodia aceasta, s-ar putea să aibă Marte sau Venus în una dintre aceste zodii. Cu cinciul de pâte combinat cu energia diavolului aici, aveți grijă pentru că această persoană s-ar putea să fie un pic mai egoistă. Sau e posibil ca această persoană să fie dispusă să facă orice pentru a-și atinge scopurile. Dacă această energie este canalizată în carieră, în ceea ce vrea să obțină în plan material, poate să fie un lucru bun, pentru că îi dă acestei persoane calități de lider. Îi dă toată energia necesară ca să ajungă în vârf, să ajungă în poziție de conducere, să poată să ofere o siguranță materială. Dar dacă această energie este canalizată în relația de dragoste, s-ar putea să nu fie chiar atât de plăcut și această energie să fie folosită pentru a manipula, pentru a-și atinge țelurile. Și aici trebuie să aveți mare grijă la tot acest șarm și toată această putere de convingere, cum este folosită. Dacă e folosită în scopuri benefice sau e folosită ca să păcălească, ca să ascundă anumite lucruri, va trebui să aveți grijă aici, să fiți atenți și vigilenți. Cu energia pajului și a cavalerului de cupe aici, e clar că această persoană e foarte șarmantă, e foarte carismatică. Dar iarăși va trebui să fiți foarte atenți, pentru că e posibil ca această persoană de-a lungul vieții, pe măsură ce se maturizează, pe măsură ce obține o poziție socială mai bună, un job mai bun, pe măsură ce avansează în carieră și începe să câștige din ce în ce mai mulți bani, s-ar putea să se transforme din această persoană foarte onestă, foarte deschisă emoțional, într-o persoană care o să vrea să mai exploreze și noi orizonturi și o să-i cam fugă ochii, posibil și în afara relației. Dar va trebui să aveți grijă, pentru că dacă sunteți voi capabili să stârniți tot timpul interesul acestei persoane, să păstrați lucrurile fresh, inovatoare, noi, să nu intrați într-o rutină, atunci nu va fi nevoie să vă faceți griji pentru aceste posibile riscuri, pentru că acest împărat va încerca mereu să vă cucerească și să vă recucerească pe voi. Cu treiul de monede ne dăm seama că această persoană știe cum să lucreze în echipă, este o persoană sociabilă, care se încadrează bine în orice mediu, e o persoană care o să se înțeleagă bine cu toți prietenii voștri, cu toată familia voastră, cu toată lumea în general. E o persoană apreciată, e o persoană care se înțelege cu toată lumea și se încadrează cu ușurință în orice mediu. Da, e interesant. Foarte multe atribute pozitive aici, dar va trebui și să aveți grijă, pentru că această persoană țintește foarte sus și are aici foarte multă energie și foarte multă susținere de la univers să obține exact tot ceea ce își dorește. Și principalul lucru la care voi trebuie să fiți atenți este ca odată ce v-a cucerit să nu deveniți delăsători, ci să găsiți mereu noi metode prin care îi dați de lucru acestui împărat și îi dați noi teritorii de cucerit.
Nu lăsați ca monotonia să intervină în această relație, pentru că e cel mai rău lucru posibil. În momentul în care intervine monotonia, acest împărat o să se transforme în acest diavol și o să fie mai susceptibil tentațiilor din exterior. Dacă știți cum să-i mențineți interesul, nu o să aveți nicio problemă. Hai să vedem cum o să fie relația cu această persoană, asul de bâte. Wow, foarte, foarte pasională. Judecata, ok, o relație karmică. Luna, ok, karma, foarte multă karma între voi. Și regina de săbi. Bun, hai să le luăm pe rând. Cu asul de bâte e clar că relația dintre voi o să fie foarte pasională, mai ales la început. Da, exact ce vă ziceam, mai ales aici la început, când acest împărat încă se luptă ca să vă cucerească, ca să vă atragă atenția, va fi foarte, foarte multă pasiune între voi. Și această legătură nu va fi doar una superficială, ci va fi o legătură foarte adâncă, pentru că aici avem două cărți karmice, Judecata și Luna. Judecata ne arată că e foarte important în momentul în care începeți această relație să aplicați lecțiile învățate din trecut, să nu repetați din nou aceleași greșeli pe care le-ați mai făcut în relațiile anterioare. Pentru că această relație este ca o nouă șansă, o nouă oportunitate pe care Universul, pe care Divinitatea vă oferă acum ca să vă îndepliniți tot ceea ce vă doriți și tot ceea ce vă este menit pe partea aceasta de dragoste, de relații. Profitați de această șansă, nu o ratați și, foarte, foarte important, asigurați-vă că nu repetați greșelile din trecut. Că nu repetați aceleași comportamente toxice, aceleași comportamente problematice care au mai fost în relațiile voastre anterioare. Eliberați-vă de gândirile limitatoare, eliberați-vă de tot ce a fost în trecut, pentru că aceasta este noua șansă pe care vă dă Universul. Indiferent de vârsta la care vă aflați, că aveți 18, 38 sau 78 de ani, aceasta este o nouă șansă. Profitați de ea. Și aici cu Luna este foarte important să aveți grijă la așteptările voastre de la această relație, pentru că uite aici avem două animăluțe. Una se uită la Luna de pe cer, una se uită la reflexia Lunii din apă. Și văd că ăsta este unul dintre marile riscuri ale acestei relații, ca cei doi parteneri, chiar dacă au aceleași țeluri, să vadă lucrurile în perspective complet diferite. Unul se uită pe cer ca să vadă luna, unul se uită în reflexia din lac ca să vadă luna. Și din această problemă de comunicare, din această problemă de aliniere a așteptărilor voastre, s-ar putea să vină foarte, foarte multe probleme în relația voastră. Și soluția este foarte simplă. Este dată chiar aici de următoarea carte, de Regina de Săbii. Soluția este comunicare. Nu vă închideți în voi înșivă. Nu vă pierdeți în lumea voastră interioară, în subconștientul vostru. Pentru că dacă vă închideți acolo în interior și nu comunicați cu partenerul sau partenera voastră, în loc să creșteți împreună în aceeași direcție, o să creșteți în direcții diferite. Și atunci e foarte important să comunicați, să discutați constant, să nu țineți frustrările în voi, să vă asigurați mereu că sunteți pe aceeași lungime de undă. Și uitați aici, avem aici Regele de Săbii în profilul partenerului sau partenerei voastre și Regina de Săbii în profilul relației voastre. Această persoană nouă pe care o întâlniți este o persoană foarte structurată, foarte analitică, care știe exact ce își dorește și ce trebuie să facă ca să îndeplinească aceste lucruri. Și aici cu Regina de Săbii sfatul ar fi să discutați clar încă de la început cu această persoană care sunt așteptările voastre de la relație. Da, din exterior s-ar putea să pară totul foarte rece, foarte clinic, nu e nimic romantic în aceste discuții foarte clare, foarte analitice, foarte bine stabilite în care conturăm exact profilul relației noastre, dar Regina de Săbii nu trebuie să fie neapărat rece și analitică. Ea poate să fie și foarte
carismatică și drăgăstoasă atunci când vrea. Și voi puteți să faceți această discuție asupra relației voastre, să o faceți foarte interesantă, foarte pasională. Și atunci când stabiliți parametrii relației, puteți să faceți din acest lucru un element foarte romantic, de bază pentru relația voastră. Nu contează ce zice lumea, poate lor să li se pară cât de ciudat o fi. Dacă pentru voi funcționează, asta e important. Dacă cu această regină de săbii reușiți să evitați riscurile din această carte, din Arcana Majoră Luna, foarte bine. Bravo vouă! Și acum hai să vedem mesaje suplimentare de la Oracolul Lunii, de la Oracolul Îngerilor și a Strămoșilor și de la Oracolul Universului. De la Oracolul Lunii avem aici nodul nord al Lunii. Va trebui să ieșiți din zona voastră de confort. Exact ce vă spuneam aici cu Luna, dacă o să rămâneți în zona voastră de confort și o să evitați anumite discuții doar pentru că vi se par incomode, o să repetați inevitabil la nesfârșit aceleași greșeli pe care le-ați făcut și în relațiile anterioare. Și dacă repetați aceleași comportamente din trecut, n-aveți cum să vă așteptați la rezultate diferite. Nodul nord al Lunii aici vă arată direcția voastră de destin, direcția în care trebuie să mergeți. Dacă vreți rezultate diferite, trebuie să aveți comportamente diferite, gândiri diferite față de ce ați avut până acum. Dacă vreți să descoperiți noi oceane, trebuie să vă îndepărtați de țărm. Fiți curajoși și acceptați această provocare, această șansă pe care vă dă destinul, pentru că este exact tot ceea ce v-ați dorit și cu nodul nord ne arată exact că mergeți pe calea destinului vostru, vă îndreptați în direcția potrivită. Va trebui să vă transformați, pentru că aici avem o transformare, o schimbare și dacă vă dedicați pe de-a întregul acestei relații, dacă vă deschideți față de acest nou partener, față de această nouă persoană care vine în viața voastră, ambii o să vă transformați în această relație, o să evoluați, o să fiți niște versiuni mai bune ale voastre. Și nu în ultimul rând, mesajul de la Oracolul Universului vă aduce aminte că puteți să vă influențați felul în care simțiți, felul în care vă simțiți, aveți această putere, este în mâinile voastre. Și dacă vă asumați această putere, această forță interioară, o să puteți să obțineți fericirea, bucuria, tot ce v-ați dorit. Universul este de partea voastră și vă susține, dar trebuie și voi să vă susțineți. Trebuie și voi să luptați pentru ceea ce vă doriți. Niște mesaje foarte interesante pentru cei care ați ales grupul numărul 1, o persoană foarte carismatică, foarte sigură pe sine, care o să apară aici în viitorul vostru, o nouă șansă pe care vă dă Universul ca să obțineți tot ceea ce v-ați dorit. Nu ratați această șansă, nu ezitați atunci când o să apară această persoană în viața voastră, pentru că lucrurile par foarte frumoase și o să evolueze într-o direcție foarte pozitivă pentru voi. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut interpretarea și când o să apară această persoană, lăsați-mi în comentarii cum v-ați întâlnit și cum evoluează relația. Și acum să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 2 sau acest ametist, această piatră mov, care sunt mesajele pentru voi, cum va fi următorul vostru partener sau parteneră. Avem aici 5-ul de inimi, Arcana Majoră Carul împreună cu 7-le de săbii, Cavalerul și Pajul de săbii, Justiția împreună cu 8-ul de săbii și 9-le de săbii. Ok, foarte multă energie de săbii, e posibil să fie o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, balanță sau vărsător, mai ales balanță, dar și cu această arcană majoră, carul aici, e posibil să fie un rac. Bun, și acum hai să o luăm pe rând, să vedem profilul viitorului vostru partener sau parteneră. Cu 5-ul de inimi aici, vedem că această persoană are foarte multe regrete. A suferit mult în trecut, a fost dezamăgită în dragoste, în relațiile anterioare.
cu șaptele de săbi și carul aici, tind să spun că această persoană a fost trădată în trecut. A avut parte de parteneri, partenere care i-au înșelat, i-au mințit, le-au promis una și au făcut alta. Și acum nu mai sunt dispuși să meargă în direcția asta. Vor să-și țină în mână frâiele propriului destin și vor fi mult mai atenți pe viitor la relațiile în care se implică. E posibil ca în plan profesional această persoană să fie foarte ambițioasă, să aibă țeluri foarte înalte, dar în același timp în plan personal să fie o persoană foarte rezervată. Poate tocmai din cauza acestor trădări, acestor dezamăgiri din trecut, această persoană nu e dispusă să își mai ofere inima oricui. Va fi foarte rezervată și foarte calculată înainte de a se mai deschide emoțional în fața unei noi persoane. Cu optul de spade și justiție aici, vedem că această persoană caută foarte mult echilibru în viața sa. Echilibru între viața personală și profesională, echilibru în sentimente, gânduri și emoții. Și va fi foarte important pentru această persoană să aibă un partener sau o parteneră la fel de echilibrată, de echitabilă și de justă. Această persoană își dorește foarte mult armonie, o viață calmă, fără certuri, fără discuții, o viață stabilă și echilibrată. Și are aceleași pretenții și de la oamenii pe care o să-i lase să intre în viața sa. Cu nouăle de spade aici vedem că această persoană s-ar putea să fie anxioasă sau negativistă și tocmai de aceea va avea nevoie de un partener sau de o parteneră care să îi arate că viața nu este tot timpul negativă, să îi aducă în atenție și părțile frumoase din viață. O persoană care să-i balanceze aceste tendințe către depresie și către negativism. Și dacă această persoană va reuși să găsească un partener sau o parteneră echilibrată, în timp va reuși să treacă peste aceste dezamăgiri din trecut, să vadă și partea plină a paharului, dar asta se va întâmpla doar atunci când această persoană va fi convinsă că este alături de un partener în care poate să aibă încredere. Lucru cel mai important este că atunci când această persoană apare în viața voastră, să îi demonstrați că poate să aibă încredere în voi, că sunteți o persoană echilibrată, o persoană pe care poate să conteze. Atunci când spuneți ceva, să vă și țineți de cuvânt, să nu promiteți ceea ce nu puteți să oferiți, să fiți realiști și echilibrați. Și acum hai să vedem cum va fi relația cu această persoană. Avem aici moartea, o transformare, regele de monede, foarte multă stabilitate financiară, șasele de monede, iarăși foarte mult ajutor și cooperare și regina de monede. Ok, interesant, va fi o relație care o să vă transforme. Moartea este cartea care în tarot reprezintă și zodia scorpionului și transformările de orice fel. Și în urma acestei relații, pentru voi, pentru ambii parteneri, se transformă radical aici situația voastră materială. O să aveți mult mai multă stabilitate, un rege și o regină de monede care, cu șasele de monede la mijloc, se ajută reciproc, cooperează și știu că tot timpul că se pot baza unul pe celălalt. Aceasta va fi relația care o să vă maturizeze pe amândoi. Și odată ce o să începeți această relație, vechiul vostru mod de viață va dispărea pentru totdeauna. Începeți o nouă etapă în viața voastră și în această etapă o să evoluați fantastic. Această relație o să vă ofere ambilor foarte multă stabilitate, pentru că știți mereu că puteți să vă bazați pe partenerul sau partenera voastră. Știți că niciodată nu sunteți singuri și tot timpul aveți alături pe cineva care e dispus să vă ajute, care o să vă sară tot timpul în ajutor. Această relație o să fie bazată pe generozitate, echilibru și bunătate. Și ambii parteneri știu că energia depusă în această relație este cea care o să le aducă și răsplata. Ambii ați ajuns la un nivel de maturitate
la care știți că după faptă și răsplată. Și dacă vreți ca această relație să fie de succes, trebuie să lucrați la ea zi de zi. Și toată această stabilitate o să vă vindece rănile din trecut și în timp poate să ducă chiar la căsătorie și la întemeierea unei familii. Transformarea o să o simțiți subit, încă de la început, din prima clipă în care începeți această relație, o să simțiți această transformare. Dar procesul de metamorfoză va dura, poate să dureze chiar ani întregi până când o să ajungeți la căsătorie, până când o să aveți copii împreună. Dar tocmai anii ăștia, perioada asta în care o să creșteți împreună, în care o să învățați să colaborați, să fiți ca o echipă, vor reprezenta fundația solidă pe care o să vă puteți construi viitorul. Relația o să evolueze încet, dar o să evolueze către o direcție foarte stabilă. Încet, dar sigur. Încet, dar sigur, vă îndreptați către fericire, către căsătorie, către familie, către și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și acum hai să vedem mesajele de la cărțile Oracol, de la Oracolul Lunii, Luna plină în Gemeni, de la Oracolul Îngerilor și al Strămoșilor, Mama Natură, și de la Oracolul Universului, o carte de vindecare. Hai să o luăm pe rând. Luna plină în Gemeni. Răspunsurile pe care le căutați o să vină. E foarte important cu această carte să aveți grijă cum comunicați, să nu bârfiți, să nu vorbiți oamenii pe la spate, pentru că toate aceste lucruri o să creeze o imagine foarte negativă asupra voastră. Pentru cei care încă n-ați întâlnit această persoană, acest viitor partener sau parteneră, mesajul de la această carte este să comunicați, să vorbiți cu cât mai mulți oameni. E posibil să cunoașteți această persoană prin intermediul prietenilor sau în primă fază să comunicați foarte mult pe internet sau prin mesaje. De asemenea, ar fi recomandat să fiți mai atenți la felul în care oamenii din jurul vostru comunică cu voi, pentru că s-ar putea ca aici să fie cineva care flirtează cu voi, care vă face avansuri și voi nici măcar nu v-ați dat seama de asta. Pentru o parte dintre voi este posibil ca această relație să înceapă în jurul fazei de lună nouă, care are loc în fiecare an în lunile noiembrie-decembrie, pe final de noiembrie sau început de decembrie. Mesajul de la următoarea carte, de la Mama Natură, este acela de iubire și de protecție. Pe de o parte, voi va trebui să lăsați jos barierele și să vă deschideți față de această nouă poveste de dragoste, dar pe de altă parte, acest partener sau parteneră, pentru că a fost trădat în trecut, va avea nevoie de această energie de protecție, de dragoste, necondiționată, astfel încât să poată să înceapă să aibă încredere în voi și să se deschidă către voi. Această energie, acest arhetip feminin vă va ajuta pe ambii să vă eliberați de niște blocaje ancestrale care au venit cu voi din vieți trecute, din generații trecute, niște blocaje care nu vă permit să aveți această legătură amoroasă necondiționată. Și această relație va fi pentru ambii parteneri, și pentru voi și pentru cealaltă persoană, o relație vindecătoare, care o să vă elibereze de această karmă negativă din trecut. Și în timp, pe măsură ce legătura dintre cei doi parteneri o să crească și o să se adâncească, pe măsură ce o să vă simțiți iubiți și protejați în interiorul relației, în interiorul cuplului vostru, o să puteți aduceți și copii, să întemeiați o familie împreună. Și nu în ultimul rând, mesajul de la Oracolul Universului este acela că vindecarea se întâmplă doar atunci când îți permiți să trăiești acele sentimente, acele emoții care în trecut îți declanșau niște reacții instinctive necontrolate. Și e foarte important că atunci când o să începe această relație să nu îți suprimi trăirile și emoțiile, pentru că atunci când te autocenzurezi emoțional, lucrurile se acumulează până când ating un punct critic și pe urmă dintr-o dată explodează.
și acest tip de comportament nu este unul sănătos și nu are cum să aducă rezultate pozitive. E important în primul rând să înțelegi de ce ai anumite trăiri, de ce ai anumite sentimente și anumite emoții, pentru că doar în acest fel vei putea să le controlezi. O etalare foarte interesantă pentru cei de la grupul numărul 2, cu foarte multă vindecare emoțională, spirituală, karmică, cu foarte multă stabilitate și foarte, foarte mult potențial pozitiv. O relație care poate să vă aducă tot ceea ce v-ați dorit, stabilitate, echilibru, prosperitate și abundență. Pentru că cele două lucruri aici sunt interconectate. Pe măsură ce relația dintre cei doi parteneri devine din ce în ce mai stabilă emoțional și abundența voastră materială o să fie din ce în ce mai mare. Pe măsură ce aveți din ce în ce mai multă încredere în partenerul sau partenera voastră, o să vină și banii, o să vină și bunurile materiale. Ca o încoronare a acestei relații. Foarte frumos! Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut această interpretare, dacă se potrivește pentru situația voastră de viață și fiți foarte atenți pentru că aici cu această lună plină în gemeni s-ar putea să aveți ceva de așteptat până când o să apară această persoană în viața voastră sau până când o să inițiați această relație. Pentru că această persoană a trecut aici prin niște trădări, prin niște experiențe neplăcute în trecut și e posibil ca aceste bariere pe care și le-a autoimpus pentru a se proteja să fie foarte greu de dărâmat și chiar dacă ați cunoscut deja această persoană să mai dureze până când veți reuși să și începeți o relație. Și acum să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 3, piatra roșie, care sunt mesajele referitoare la viitorul vostru partener sau parteneră, cum va fi această persoană și cum va fi relația dintre voi. Avem regele de inimi, regina de inimi și marea preoteasă, 10 de monede, 4 de săbi și moartea și regina de monede. Wow, foarte interesant! Avem aici regele și regina de inimi, o persoană foarte complexă, foarte interesantă. Regele de inimi ne arată că această persoană este foarte controlată, foarte inteligentă, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere intelectual. S-ar putea să fie o persoană mai în vârstă sau o persoană foarte matură pentru vârsta la care este. Regele de inimi ne arată că această persoană este foarte respectată în cercul său de prieteni, dar și la locul de muncă. Și oamenii vin adesea la această persoană pentru a căuta sfaturi, pentru a cere opinii și păreri. Combinația dintre regina de inimi și marea preoteasă ne arată că această persoană este foarte misterioasă. Are un control atât de puternic asupra emoțiilor și sentimentelor sale, încât este foarte greu să descifrezi ce gândește, ce simte, ce părere are. Și chiar dacă la prima impresie această persoană pare foarte rece și foarte detașată, în esență ea este de fapt o persoană foarte generoasă, care ține foarte mult la oamenii dragi, la persoanele pe care le primește în cercul său intim de prieteni. Marea preoteasă îi dă acestei persoane o intuiție foarte puternică și contribuie la înțelepciunea și intelectul acestei persoane. În plan emoțional, chiar dacă avem aici două cărți de curte din suita de inimi, regele și regina de inimi, această persoană s-ar putea totuși să fie foarte rezervată, tocmai pentru că are aceste două cărți superioare din suita de inimi, regele și regina. Prin urmare, are un control foarte puternic asupra emoțiilor și sentimentelor sale, își cunoaște valoarea din acest punct de vedere și nu va fi o persoană care să se deschidă foarte ușor sau să își ofere inima foarte ușor oricui. Va trebui ca și partenerul sau partenera acestei persoane să demonstreze că este demnă de încrederea și de respectul acestei persoane. În plan material vedem aici o persoană foarte realizată. 10 de monede ne arată că familia acestei persoane este foarte înstărită
și că aici există în fundal o avere importantă, considerabilă sau poate chiar o afacere de familie care se transmite din tată în fiu sau la care participă mai mulți membri din familie. De asemenea, avem aici de-a face cu o persoană care are un set de valori etice și morale care au fost transmise din familie, o persoană cu niște rădăcini foarte puternice pentru care familia este foarte importantă și este sursa de siguranță și confort. E posibil ca această persoană să aibă o familie extinsă, mai mulți frați, surori sau foarte mulți verișori care sunt foarte apropiați și uniți. Combinația dintre patrule de săbi și moartea ne arată că această persoană trece momentan printr-o perioadă de transformare care îi consumă toată energia și toată atenția. Pentru cei tineri e posibil ca această transformare să se refere la un ciclu de studii. Dacă vorbim despre un elev sau un student, este vorba aici de o persoană care e foarte concentrată pe finalizarea unui ciclu de învățământ, pe obținerea unei diplome și pe trecerea la următorul nivel în existența sa. Pentru cei mai maturi, care au trecut deja de această etapă de viață, aici poate fi vorba de o transformare ideologică, de o transformare interioară, de o maturizare care vine cu timpul și cu această maturizare se schimbă puțin și nevoile sau aspirațiile acestei persoane. Nu își mai dorește libertatea și independența tinereții, ci acum începe să caute ceva solid, ceva stabil, ceva care să-i dea siguranță pe viitor, o relație pe termen lung, o relație până la adânci bătrâneți. Pentru o parte dintre voi, această transformare s-ar putea să se refere la finalizarea unei relații anterioare și acum această persoană este în tranziție, în procesul de a se despărți de vechiul partener sau parteneră, pentru că își dorește ceva mai stabil, își dorește o persoană care să fie la același nivel sau cel puțin cu aceleași aspirații, cu aceleași gânduri și viziune de viitor. Pentru o parte dintre voi, această transformare poate să reprezinte trecerea de la o etapă de viață în care această persoană era dependentă de resursele financiare ale familiei la o perioadă în care focusul este pe a deveni independent din punct de vedere financiar. În orice caz, avem aici de-a face cu o persoană foarte matură, foarte chibzuită, care vine și dintr-o familie foarte bună și care acum începe să își schimbe perspectiva și să caute ceva de viitor, ceva de termen lung, o relație stabilă, un parteneriat de termen lung. Și acum hai să vedem cum va fi relația cu această persoană. Avem pajul de săbii, treiul de monede, marea preoteasă, încă o dată marea preoteasă și pajul de bâte. Cu pajul de săbii, această relație va fi una foarte energetică, în care cei doi parteneri vor comunica foarte mult și vor găsi foarte multă plăcere în acest schimb de idei, în aceste aventuri intelectuale pe care cei doi parteneri le au împreună. Va fi o relație în care o să vă placă să stați de vorbă împreună, să povestiți ore în șir, să vă descoperiți unul pe altul. Pajul de săbi o să aducă foarte mult optimism și foarte mult entuziasm în relația voastră și fiecare dintre cei doi parteneri o să-și lărgească orizonturile prin această conexiune. Va fi o relație din care o să creșteți, o să evoluați și o să învățați unul de la altul. Cu treiul de monede aici se subliniază încă o dată această idee că cei doi parteneri vor învăța unul de la altul și vor crește împreună. Va fi mult de muncă, dar partea pozitivă este că aveți atât de mult respect pentru partenerul vostru și el sau ea, la rândul său, are atât de mult respect pentru voi, încât ambii veți fi dispuși să depuneți efortul necesar pentru a construi această relație împreună. Cu Marea Preoteasă avem aici o altă carte de discuții, de
comunicare, pentru că în această reprezentare a cărții Marea Preoteasă este Scheherazada din 1001 de nopți, care găsește mereu cuvintele potrivite pentru a menține interesul și atenția sultanului și care, prin metaforele, pildele și alegoriile din poveștile sale, îl încurajează pe ascultător, pe celălalt, pe partenerul din această discuție să ajungă la propriile concluzii, să crească, să evolueze și să-și deschidă mintea la noi concepte. Văd că această relație va fi bazată pe foarte mult respect reciproc, va fi o conexiune emoțională, dar și mentală foarte puternică. Și tocmai pentru că vă respectați foarte mult unul pe celălalt, relația aceasta va fi una foarte frumoasă și de succes. Și aici, cu pajul de bâte, vedem că vine și această componentă de atracție fizică, de magnetism și pasiune. O să fie o relație foarte frumoasă, cu foarte multă bucurie și foarte mult entuziasm. O relație care o să aducă foarte multă împlinire pentru ambii parteneri și care o să vă ajute să evoluați foarte mult împreună. Și acum să vedem mesajele de la cărțile Oracol, de la Oracolul de Lună, Oracolul Strămoșilor și a Îngerilor și Oracolul Universal. Mesajul de la Lună este eclipsa de lună plină. Ca să puteți să întâlniți acest partener, ca să puteți să aveți această relație foarte frumoasă, trebuie să renunțați ceva. Trebuie să finalizați o relație, un ciclu, o etapă în viața voastră. Trebuie să faceți loc ca această persoană foarte matură, foarte echilibrată să vină în viața voastră. E foarte important să vă lăsați la voia destinului, să acceptați finalizarea unei relații anterioare înainte ca această nouă relație să vină în viața voastră. Dacă acum sunteți într-o relație și vedeți că lucrurile se îndreaptă către o finalizare, către o despărțire, acceptați acest lucru, lăsați lucrurile să se desfășoare natural, pentru că tot ce se întâmplă acum este cu un scop, ca să facă loc în viața voastră pentru ceva mult mai bun. S-ar putea ca această schimbare să nu fie confortabilă, să fie chiar dureroasă, dar este foarte importantă pentru că aveți nevoie de o corecție de traseu înainte să puteți să aveți această relație atât de frumoasă care se desfășoară aici. De la Oracolul Îngerilor și a Strămoșilor avem încă o dată pentru a treia oară în această etalare Marea Preoteasă. E clar că această legătură va fi una karmică, o legătură foarte importantă care o să vă ajute pe amândoi să evoluați, să creșteți, să vă atingeți potențialul maxim. Și atunci când o să întâlniți această persoană, o să știți cu fiecare celulă a ființei voastre că sunteți alături de persoana potrivită, pentru că o să rezonați la nivel spiritual, la nivel emoțional și la nivel intelectual cu această persoană. Cu Marea Preoteasă de 3 ori în această etalare, e clar că între voi și această persoană există o legătură foarte puternică, o legătură de suflet, o legătură mistică, care transcende realitatea, care transcende timpul și spațiul. Și mesajul de la Univers este să faceți orice este necesar pentru a vă apropia de această persoană, pentru a aduce în realitatea fizică legătura dintre voi. Pentru că acum este momentul să împliniți, să finalizați această legătură karmică pe care o cărați după voi din vieți trecute. Nu e prima oară când întâlniți această persoană, v-ați mai cunoscut și în vieța anterioară, dar niciodată nu ați reușit să duceți relația la bun sfârșit, pentru că tot timpul au fost anumite evenimente sau oameni care v-au stat în cale. Și în această viață este momentul în care puteți să finalizați această legătură, să realizați potențialul ei maxim, să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți. Mesaj foarte frumos, o persoană foarte interesantă pentru cei care ați ales
setul numărul 3 de cărți. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!